Cum poți să ai o garanție și durată de viață cât mai lungă la orice mașină, că este mașină nouă sau second hand? La absolut orice dau, pot să garantez că niciodată nu va strica acele mașini și ele vor avea o durată de viață mult mai lungă decât media obișnuită în România. Dar înainte de a explica de ce pot să depășesc pragul de fiabilitate normal, vom discuta despre 4 sau 5 capitole importante pentru a înțelege diferența de ce alții nu pot sau de ce multe mașini se strică mult prea repede. Luăm primul exemplu, la mașini noi. De obicei, la mașinile noi se folosesc cele mai proaste produse auto și se fac reviziile la intervale foarte mari de service. Deși mașina este nouă, la 0 km sau aproape 0 km, calitatea revizilor plus durata mare de service, pentru că unii recomandă la 25, 30.000 sau 40.000 de km reviziile, nu fac altceva decât să scurteze durata de viață a mașinii și de multe ori să poți strica chiar în garanție, iar omul să nu fie despăgubit, să fie trecut el ca vinovat, utilizare necorespunzătoare, a trecut în caietul de sarcini și s-au spălat pe mâini. Totul ești bun de plată. Dar mai este și faza că poate să reziste acea mașină și după ce iese din garanție, dar cine o va cumpăra va lua ultima rablă. Va pica la el. În reprezentanțe se plătește taxa pe șmecherie, pentru că au tarife foarte mari, dar folosesc produse low cost, nici măcar la calitatea de fabrică sau calitate premium. Cum ziceam și cu alte ocazii, lichide cu sigla mărcii nu există în lumea auto, ci doar etichete frumoase, pentru că producătorii auto nu fabrică lichide sau piese. Ei doar au contracte cu diverse firme în care își pun sigla, atât și nimic mai mult. La mașinile second hand. Aici problema este că 9 din 10 români își cumpără o mașină second hand de toți banii din buzunar, dar nu-și mai păstrează absolut niciun leu pentru revizii urgente sau revizii obligatorii ce ar trebui să fie făcute. Fie le fac de mântuială, la mișto, sau nu le fac deloc. Oricare variantă ar alege, nu fac altceva decât să scurteze durata de viață a mașinii, a anumitor piese și să apară tot mai multe probleme și defecțiuni. De exemplu, să zicem că cineva are 15.000 de euro toți banii lui și își cumpără mașină de acei bani, cu siguranță nu o să mai aibă bani să mai bage încă câteva sute de euro, încă 1.000 de euro sau poate 1.500-2.000 de euro, să-i facă reviziile obligatorii, să schimbe tot ce are defect pe ea sau tot ce trebuie să fie schimbat. Merge așa zi după zi, amână lună după lună, până crapă piese mult mai scumpe sau va avea reparații mult mai scumpe decât ar fi făcut reviziile cum trebuie și cu ce trebuie. Uneori, cine a fost interesat i-am dat pe mail lista de la A la Z la fiecare mașină ce a cumpărat-o, ce trebuie să facă la ea. Dacă a făcut sau nu a făcut ce era în acea listă, este fix problema lui, dar cine doar a respectat lista respectivă și a urmat pașii, nu a avut niciodată probleme, pentru că acele recomandări sau ce dau în acea listă sunt ale producătorilor, nu sunt ale mele, că le-am inventat eu peste noapte. Recomandări, condiții de utilizare și condiții în care se poate acorda garanția la orice lucrare, la orice mașină. Deci nu există minuni, ci doar să aplici ce trebuie și când trebuie. La capitolul de piese auto. Aici iar există foarte multe nelămuriri, dubii sau confuzii. Deseori, mulți aleargă după prețul cel mai mic, caută piese în care au auzit ei reclame sau cuvinte frumoase, dar să uită după prețul cel mai mic. Și în acest fel, fie dau de falsuri made în China sau Turcia sau în alte locuri, ori cumpără produse ce nu sunt full option sau nu sunt complete. De exemplu, a cumpărat o curea de accesorii sau curea de caneluri, cum se numește.
Dar dacă nu cumpără și rulmentul, degeaba a cumpărat cureaua. Sau, să zicem, a cumpărat și rulmentul și cureaua, dar el are stricat tot acel mecanism, kitul, acea bucată de metal, a dat banii degeaba pe ele. Și de asta le zic, dacă vrei să fii 100% sigur, mergi la mecanicul tău să-ți facă o constatare cum se prezintă piesele care ți le indic și abia apoi vii și îmi spui ce anume îți trebuie. Pentru că altfel dai banii de două ori și doar tu pierzi. Nu pierd eu, pierzi tu, pentru că nu asculți și crezi că te pricepi mai bine. La distribuție și multe alte schimburi uzuale, iar sunt multe probleme pe care le-am discutat și în alte clipuri. Ce greșeli să fac, fie din grabă sau neștiință, ori nepăsare. Toate acele trei puncte sunt la fel de importante. La piese auto, mulți aleg și varianta unor piese din dezmembrări, pentru că consideră că așa ies mai ieftin decât a cumpăra piese noi. Într-adevăr, uneori sunt mai ieftine sau pot să ducă viață multă, să aibă durată de viață mare, dacă nimeni unele în stare foarte bună, dar aia este loterie, este pur și simplu noroc. Pentru că de pe mașine din dezmembrări nu știi cât de bine au fost întreținute mașinile, plus că au o durată destul de mare în care stau zac în acele depozite, pot să ruginească, să strice, pentru că mașinile sunt făcute să meargă, nu să stea în parcări. Au existat și cazuri de oameni ce au dat de 3-4 ori prețul pe o reparație, cumpărând mereu piese din dezmembrări, dar la acel preț cumpărau piese noi și le mai rămânea și bani în buzunar. Cum facem cu partea de lichide și revizii? Despre aceste subiecte am mai discutat și în alte postări și clipuri pe acest canal. Cine vrea poate să le vadă, dar aici iar nu trebuie să fii condus orbește de sfatul din service, pentru că mulți mecanici nu se pricep la partea de produse auto. Practic, ei își fac reviziile, își fac treaba, își fac reparațiile, dar nu au nicio legătură cu partea de studiu sau de calitatea produselor, cât de bune sau cât de slabe sunt. Fie că nu știu, fie că nu vor să facă. Pentru ei este mult mai simplu să dea doar un telefon la X depozit auto cu care au deja contract, nu au stocuri, nu au costuri, nu au stres, nu au bătaie de cap, a venit mașina în service, comandă ce crede el că este ok pentru ea, a făcut-o. Dar nimeni nu-ți poate garanta sau asigura garanție că mașina aia nu se va strica. În România încă există idioțenia și cretinismul total în care Castrol este regele lumii auto, pentru că în aproape orice serviciu te duci, ăia numai Castrol ți-ar băga pe gât, de parcă nu există altceva în toată lumea asta. De exemplu, a fost un caz ce l-am avut relativ recent, în care cineva a dat pe 6 litri de Castrol plus alte lichide Castrol preț ce-l dădea pe produse super profesionale la calitatea high-end racing. Asta înseamnă să plătești taxă pe prostie sau taxă pe șmecherie. Zic asta pentru că Castrol sau multe alte mărci, nu e aici vorba numai de Castrol, nu au nici măcar calitate la nivel de fabrică sau nivel premium. Au calitate la nivel low cost sau standard. Practic, acele lichide le pui să zici că le pui, dar nu ți asigură calitate sau fiabilitate de top pe termen lung. Practic, acolo plătești doar brandul, reclama, eticheta, bidoanele frumoase. Atât și nimic mai mult. Bineînțeles că tot ce zic eu aici sau fac pe acest canal nu trebuie să înțeleagă sau să asculte toți, pentru că, la fel cum ziceam și mai devreme, trebuie să existe și clienți pentru piese auto, pentru reparații scumpe, ca să ruleze banii în service și magazin auto. Dar dacă nu ești cu venituri foarte mari sau cu bugete foarte mari în care să-ți permiți să arunci orice sau să cumperi mașini foarte des, să schimbi mașinile des, poate ar fi interesant sau măcar să ai curiozitatea să vezi ce se poate întâmpla, să folosești produse de calitate bună, să faci o revizie atent, cum trebuie, cu răbdare, fără grabă, fără pripeală, fără nebuneală, că te grăbești, gata mâine sau poi mâine să fie gata mașina,
că cu cât te grăbești mai tare, cu atât poți să greșești mai mult. Am întâlnit și cazuri de oameni care la revizii nu schimbă sau nu vor să schimbe nici măcar filtrul de ulei. Zic, lasă că mai merge un schimb. Îi scot decât uleiul, lasă tot filtrul ăla. De ce să mai dau banii pe altul? Ok, lasă, cum zici tu, dar dacă strici pompa de ulei sau orice altceva la mașină, este doar riscul tău. Și asta pentru o cheltuială care era inițial foarte mică. La restul filtrelor sau pieselor sau orice alte chestii legate de întreținere, reparații, iar am dat foarte multe detalii, informații și amănunte pe acest canal, dar cum nu prea există curiozitate prea mare, acei oameni vor băga destul de des mâna în portofel să scarpine de bani pentru mecanici. Nu ai puțin atenție și răbdare, va avea mecanicul, dar pe banii tăi, nu pe gratis. Eu nu cunosc pe nimeni și n-am văzut pe nimeni niciodată să-ți repare o mașină pe gratis, chiar dacă este cel mai mare, cel mai bun, cel mai tare prieten al tău. Pentru că și omul ăla muncește, plătește facturi, are cheltuieli și este logic că nu te va ajuta pe gratis. Îți va lua banii.